Sistemul digestiv este format din tubul digestiv, care e un tub propriu zis de la gură până la fund. Tub cu gură, cu esofag, cu stomac, cu intestin, și restul sunt glande anexe. Ok, atenție, care sunt glandele anexe? Ficat, pancreas și glande salivare, pentru că ele doar dau, sunt vecinii generoși, ok, care aduc dau secreția lor. Ficat pancreas și glande salivare. Glandele salivare sunt submandibulare, sublinguale și parotide, atenție, nu paratiroide. Ok, în cavitatea bucală, deja când mâncarea e în gură, începe digestia. Ok, adică digestia chimică, adică amidonul, în, digestia amidonului începe în cavitatea bucală, sub acțiunea amilazei salivare. Digestia amidonului începe în cavitatea bucală, sub acțiunea amilazei. Asta s-a întrebat de multe ori. Din nou, în cavitatea bucală începe digestia amidonului sub acțiunea amilazei, salivare, enzima, ok? Stomacul are mușchi de toate felurile pentru că în toată ziua amestecăm mâncarea, longitudinal, oblic, circular, toate cele. În stomac găsim acid clorhidric, HCL, care ne ajută să activăm pepsina, enzima pepsina, care degradează proteine. Lap fermentul este o, o enzimă secretată numai la sugari în stomac găsim acid clorhidric și factori intrinsec care sunt secretate de glande oxintice. Ok, calciu se absorbe cu ajutorul vitaminei D, deci dacă nu avem vitamina D nu putem absorbi calciu. Dacă ne rămâne prea multă glucoză, o vom stoca, o vom stoca sub formă de glicogen, cu precădere în ficat și mușchi. Factorul intrinsec ne ajută să facem, să absorbim vitamina B12. Dacă nu avem factor intrinsec, nu putem absorbi vitamina B12, ce va, fapt care va duce la anemie. OK, ficatul produce bila. Ficatul produce bila continuu și o păstrează în vezica biliară în perioadele interdigestive, dar în perioadele digestive vezica biliară, sfincterul odi se contractă. Se re pa pardon, scuzați-mă, sfincterul odi se relaxează. Deci când un sfincter se relaxează, înseamnă că e ușa deschisă, OK? Și vezica biliară se contractă, se strânge. De ce? Ca să împingă bila ok, sub lichidul bila, în intestinul subțire, în prima parte a intestinului subțire, adică în două de, ani. de ce? Ca să începem să folosim acolo bila, să desfacem lipidele. Pentru că în bilă se găsesc sărul biliare cu rol în emulsionarea lipidelor. Deci la ce ne ajută bila? La desfacerea lipidelor. Dar atenție, bila nu conține enzime. Ok? Bila nu conține enzime. Colonul poate absorbi maxim 2-3 litri de apă pe zi. Saliva conține lizozim care omoară bacteriile. Mai con conține și amilaza salivară, după cum ziceam, pentru că amilaza începe digestia în gură, ok, a amidonului. Okay. Deglutiția. Act reflex în trei timpi. Mai întâi în cavitatea bucală. Este un timp voluntar. După când trece, când înghiți, ok? Și trece din gură, nu mai este, este un timp involuntar. Trece prin faringe, are un timp faringian și un timp uh, esofagian, nu? Da, când trece și apoi ajunge în stomac, stomacul se relaxează ca să primească chestiile. Zilnic se secretă 2 litri de suc gastric, adică din stomac, ăla care conține acid clorhidric, e foarte acidic, factor intrinsec, ce mai conține? Ce mai avem? Pancreasul secretă și el un suc, 1200-1500 ml pe zi. Intestinul subțire, are trei porțiuni, două jejun și leon. Mamă, sper că nu e stresant pentru voi. Cred că e foarte stresant, gen să, oh, să primești atâta informație. Intestinul gros are trei porțiuni, cec, colon și rect. Uh, colon poate să fie ascendent, descendent, bla, bla, bla. Glucidele. Ok, hai să, fac, hai să zic despre enzime. Bla, 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 bla. Deci noi putem avea așa, Lipide, glucide și proteine. La lipide, enzima lipaza, ok, nu e greu. Face acizi gras și glicerol gras, ok, că sunt grăsimi, ok? Dar și mai, mai mult decât lipaza asta, vine și bila după să acționeze pe lipide, doar că bila nu conține enzime, e alt fel în care acționează pe lipide. Proteinele ce avem, enzima pepsina, ok, care la început era pepsinogen, dar după a fost activată de pepsină și de... de tot de pepsină, gen de pepsină mai veche, sau de acid clorhidric și... Această pepsină desface proteinele în aminoacizi, acizi vieții, pentru că tot un corp este construit din proteine. Da, face viața. Am mai zis, amilaza transformă amidonul maltoză, care e tot un exemplu de. ăsta e un exemplu de glucide. Ok? Digestia carbohidraților sau a glucidelor începe în cavitatea bucală, ok? Prin amidon. Prin amilaza care desface amidonul. Ok? După ce desfacem glucidele, le desfacem în cele mai mici chestii, care sunt fructoză, galactoză și glucoză, ok? Aha. În, în, cum am zis mai devreme, în intestin avem microbi care ne ajută la absorpție, ok? Să absorbim toate astea, glu, glucoză, aminoacizi, toate cele. Carbohidrații, adică glucidele și proteinele, trec direct în sânge, ok? Și se opresc la ficat. De ce? Pentru că, ok, noi le vom duce la celule să le hrănim. Dar mai întâi se opresc la ficat, ok? Pentru că ficatul e ca o poștă, ok? E ca un depozit de magă, gen, care selectează tot mii de colete și alege ce se întâmplă cu ele și așa. Cum, se, cum ajung? Cum ajung din sângele ăsta? Pe ce drum? Pe ce vene o iau ca să ajungă aici? Prin vena portă. Ok? Vena portă. Ajun... Vena portă poartă nutrienții la ficat. În schimb, lipidele nu pot să vină pe vena portă, că sunt prea grăsane, ok? Sunt grăsane. Și atunci ei vor forma kilomicron și o vor lua pe cu verde, aici, pe circulația limfatică, vasul chilifer central, mă rog, limfatic. Și până la urmă vor ajunge tot acolo, doar că pe un drum mai, mai alt drum. Peristaltism, ok? Unda peristaltică înseamnă ca o râmă, se mișcă așa tubul digestiv ca să împingă mâncarea mai încolo. Uh, ce să vă mai zic? Vreau să vă zic ceva. Aha, că între esofag și stomac este un sfincter. Ok? Acest sfincter se numește sfincterul cardia. Cardia. Între esofag și stomac e un sfincter, o ușă, sfincterul cardia. Putem ține minte sfincterul cardia pentru că dacă el nu merge, ce avem? Reflux gastroesofagian, ok? Și ne arde, ne doar în piept, ne arde pe gât, practic să zic așa. Apoi, între stomac, după stomac urmează intestinul subțire. Noi nu vedem aici prin spate. Sfincterul acela se numește piloric. Ok, pilorul este ieșirea din stomac, pilorul. Okay, în stomac se secretă și mucus, ok? De ce? Pentru că acid, foarte mult acid, ăla HCL-ul ăla, acidul clorhidric, e foarte acidic în stomac și se secretă un strat de mucus ca să nu se mănânce stomacul singur. Are sens să nu se digere singur. A, toate sările biliare sunt recirculate. Deci, eu, eu, în bilă am pus sărul biliare când am făcut formatul, ok? Ca să mai ajute să desfac lipidele. Dar sările biliare eu nu le dau afară în, la defecație. Când mă duc la toaletă, nu le dau afară. Sunt bune, vreau să le recircul, refolosesc să fac bilă nouă. Și de aceea sările biliare din intestin sunt reabsorbite și duse înapoi la ficat. Pentru că ficatul face bilă, ok? Prin Ghiciște? ce? Vena portă. Deci nu, sările biliare emulsionează lipidele. Ca ferii, care clama la ferii, emulsionează lipidele, adică desface grăsimile. Calciu se absorbe cu ajutorul vitaminei D. Multe, multe detalii. Dar hai să nu ne, hai să nu ne stresăm, hai să fim... Uh, să fim relaxați împreună și să ne susținem reciproc și să fim relaxați. Că și pe mine mă cam acum stresul. Defecația Înseamnă să mergi la baie, mișcări în masă, propulsează fecalele întreg, ok? Adică în ultima parte intestinului gros, inițiind dorința de defecare. După se relaxează sfinterele, desigur, ca la vezică, ca la orice. Primul sfinter, avem două uși, ok? Noi vrem să fim safe, să nu facem pe noi, ok? Un sfinter este intern și nu l controlăm noi conștient și tot timpul sfinterul extern îl, îl, controlăm noi, ok? Gen, acum vreau să merg la baie, acum nu vreau să merg la baie, mă mai abțin. Mi-am adus aminte să mai zic că o chestie. În potcoava duodenală se găsește capul pancreasului, adică în curba pe care o face duodenul, prima parte a intestinului subțire, stă capul pancreasului. Ok, mai departe, sistemul circulator. Sângele este 55% plasmă și 45% elemente figurate, adică ce celule mai sunt acolo prin sânge. Această plasmă este 90% apă. Ok, easy. Globulele roșii, stați așa. Globulele roșii, ok? Se mai numește și hematit sau eritrocit, ok? Ei scară oxigen și dioxid de carbon, gazele respiratorii, adică. Trombocitele sau plachetele sanguine au rol în hemostază, opresc sângerarea, ok? Hemostază, opresc sângerarea. Tromb, tromb, ok? Tromb, un chiag, ok? Ele fac un chiag. Și leucocitele sau globulele albe au rol în răspunsul imun, ok? Leucocitele sunt mai multe feluri. Cele mai numeroase dintre leucocite sunt uh, neutrofilele, 52-62%. Uh, răspunsul imun specific, ok? Adică eu am, am, imunitate specifică, de exemplu am făcut pojar, nu mai fac pojar never ever, pentru că cine a făcut anticor pentru pojar? Linfocite, B și D, de fapt, mă rog, Asta înseamnă răspunsul imun specific, să zicem așa. Limfocitele B și T, ok? Un tip special de leucocite, linfocite B și T în răspunsul imun specific sau limfocite. Hematiile sunt anucleate, nu au nucleu. Leucocitele pot să facă niște pseudopode, ok? False picioare ca să înghită chestii și să traverseze. Acum, grupele de sânge. Aglutinogene și aglutinine. Aglutinogene sunt A și B. Ok? E în genele mele să fiu A sau B sau AB sau 0, ok, grupa de sânge. În schimb, în plasmă găsim aglutinine, ok, e în genele mele, să am pe hematiile mele A, B, nu știu ce, ok, aglutinine alfa și beta. Dacă nu am niciun aglutinogen, dacă n-am nici A, nici B, sunt grupa 0, ok, dacă am A și B, sunt grupa AB, dacă am doar A, sunt grupa A, ok. Uh, alfa omoară A și beta omoară B. Dar nu, nu și eu, nu cred că o să o întreb așa în detaliu gen. Dar oricum, dacă sunt A, nu am cum să am alfa. Dacă sunt B, nu am cum să am beta. Are sens. Uh. Grupa 0 este donator universal, ok? Grupa 0 este generos, este donator și a donat toți banii și a rămas cu 0 bani. Grupa AB, A și B s-au unit, sunt zgârciți și vor să primească tot sângele. AB este primitor universal. Hemostaza se împarte în doi timpi, adică când se tai un vas de sânge și se face un dop acolo. În primul rând, în timpul vasculoplachetar, adică vascular, se face vasoconstricție, se strânge vasul ca să nu pierdă sânge, și plachetar. Vin plachetele sanguine, adică trombocite și formează un dop. Asta se mai numește și hemostaza primară sau timpul vasculoplachetar. Asta oprește sângerarea în 2-4 minute și apoi mai este al doilea timp, timpul plasmatic, când se face o, ca și cum pui o, da, sau o pânză pe deasupra. Asta este rețeaua de fibrină, ok? Din plasmă vin niște proteine plasmatice care fac o rețea de fibrină, ok? Adică ca să, ca să vină acolo, să completeze dopul. Ok. Fibrină insolubilă. Acum, hai să, să, haideți să vorbim despre mica și mare circulație. Ok, țineți minte că mereu venele vin la inimă și arterele away, zic adio, they go away, zic adio inimii. Ok, hai să facem mica circulație, adică circulația pulmonară, doar circuitul între plămâni și inimă. Deci, o circulație tot timpul începe în ventricul, ok? Dacă nu începem în atriu, începe în ventricul, se zice. Ok, hai să zicem. Mica circulație. Ok, circulația mică are origine în ventriculul drept. Din ventriculul drept pleacă două artere pulmonare cu sânge desoxigenat la plămâni, ok? Și de la plămâni vin patru vene pulmonare cu sânge oxigenat în atriu stâng, ok? Acum, circulația sistemică începe în ventriculul stâng. Ok, țineți minte tot timpul că stânga pe desen e cu roșu. Ok, deci cu roșu trebuie să se ducă la corp, care are oxigen. Nu vrem să ducem dioxid de carbon la corp. Din ventriculul stâng este circulația mare sau sistemică. Prin artera aortă. Ok, aorta, cea mai mare arteră a corpului. Vine sânge cu oxigen la tot corpul și se întoarce cu dioxid de carbon în atriul drept prin două vene cave. Ok. Dacă vi se pare complicat, Țineți minte asta că circulația mică începe în ventriculul drept, drept, ok? Și cea mare în ventriculul stâng. Aorta pleacă din ventriculul stâng, uitați, mai puteți memora asta, aorta pleacă din ventricul stâng, ce să vă mai zic, of, nu știu. Așa, valvele. Deci, valvele atrioventriculare sunt tricuspidă pe dreapta și bicuspidă sau mitrală, ok, mitra papei, aici, pe stânga, ok, bicuspidă pe stânga. Și apoi mai sunt astea semilunare, ok, între ventricul, semilunare pulmonar la trunchi pulmonar și aortică la aortă, okay? ok? limfa este colectată prin și se oprește în două colectoare mari, cel mai mare dintre astea două este canalul toracic. Deci canalul toracic este cel mai mare colector limfatic. De ce? Vedem pe desenul ăsta. Colectează din jumătatea inferioară a corpului și din pătrimea superioară stângă a corpului. Și ce, asta e cel mai mare, ok? Iar vena limfatică dreaptă colectează de pe dreapta. Pătrime, pătrimea, superioară dreaptă. Ok? E ușor să ținem minte. Asta pe stânga, că știm că nu e dreaptă. Ok? Splina este organ circulator păstrează niște sânge extra ca să l dea în circulație, este localizată în loja splenică, la stânga lojei gastrice, aici ar fi stomacul, e la stânga de stomac, între diafragmă, care ar fi aici, mușchiul de sub plămâni, și colonul transvers, ok? Între colonul transvers și diafragmă se găsește splina. Aha, vena portă. Noi știm vena portă, ok? Pentru că poartă nutrienți la ficat. Este formată din unirea a trei vene. Mezenterică superioară, mezenterică inferioară și splenică. Din nou, mezenterică superioară, mezenterică inferioară și splenică. Canalul toracic urcă anterior de coloana vertebrală. Ok, nu, lasă, nu mai dau la Anterior. Um, debitul cardiac. Care este debitul cardiac? 5 litri pe minut, ok? Traversează inima. Care este bosul? Care este uh, nodulul inimii cu cea mai mare putere de conducere? Sau 70-80 de descărcări, descărcări pe minut. Sinu atrial Ok? Atenție, nu atrio-ventricular. Deci nu între atrii și ventricule. Celălalt, cu S. Ok? Care dă ritmul sinusal, adică normal. Nodul sinusal. Sino-atrial. Sino care dă ritmul sinusal. La un ritm cardiac normal de 75 de bătăi pe minut, că durează ciclul cardiac? 0,8 secunde. Scomotul 1 cardiac este sistolic, adică lung, de tonalitate joasă și intens. În schimb, la diastolă de relaxare este scomotul 2, care este mai acut, mai scurt și mai puțin intens, sau ceva de gen. Mai există sistemul de grupe de sânge RH. Dacă am pe, pe hematii, și antigenul D sunt RH pozitiv. Majoritatea oamenilor sunt RH pozitiv. Proprietatea inimii de a se autostimula ritmic nu știu unde scrie, ok, este proprietatea automatismului, ok? Sing sângele se deplasează în circuit închis, ok? Adică nu curge din vene, adică nu pleacă din vene, ar fi o sângerare și într-un singur sens, ok? Adică pe același drum, adică tot timpul o arteră, o venă, tot timpul are același sens, ok? Nu poți să te întorci invers pe, pe, pe drumul ăla, are sens, poți să mergi în circuit, să faci tot traseul și apoi să mergi în sens invers. Pe, pe o sing un singur vas de sânge, sângele nu poți să te și așa, așa, și așa. Ok, mica și marea circulație sunt dispuse în serie. Adică nu știu ce înseamnă, una peste alta, habar n-am, funcționând în același timp, habar n-am, conectate, habar n-am. Cât sânge iese din ventriculul stâng, atâta iese și în ventriculul drept, ok? sângele curge mai rapid aproape de inimă, ok? Când pleacă din inimă e cu o putere mare, dar după, desigur, că își pierde din ca o mașinuță de-i face așa și se duce. La un moment dat își pierde din uh, forță, să spun așa, cu cât ne avansăm spre periferie. Tensiunea normală, 12 cu 8, ok? 12 cu 8. 12 e sistolică și 80 e de relaxare, diastolică, ok? Venele vin la inimă, au presiune foarte mică, circulă mai încet decât pe artere, Oh, ce greu! <laughs> se, întoarce, se poate întoarce la, la corp, fie prin aspirație toracică, la inimă, sângele venos, ok? El trebuie să vină înapoi la inimă. Poate să fie aspirat de mișcările toracice, poate să fie trimis de presa abdominală, adică abdomenul, să zicem, împinge. Pompa musculară, mușchii, când se contractă, împing și ele, împing acolo pe venele alea, gravitația de la venele de deasupra inimii, curge gravitația. Masajul pulsatil efectuat de arteria supravene. Ok. Cam complicat. Ok, doar niște chestii așa. Eu le zic acum așa, poate vă rămân în minte și vă aduceți aminte și pică în examen și faceți acolo, prin logică, prin exclu excludere, prin toate cele. Uh, o inimă sănătoasă pompează atât sânge cât primește prin aflux venos. E logic, ok? Cât vine în inimă, trebuie să și plece din in inimă și tot așa mai departe. Hai să trecem la sistemul respirator. Faringele este răspânt între calea respiratorie și cea uh, digestivă. OK, pentru că pe aici trece în faringe, OK, faringe, nu laringe. Trece și mâncare și aer în laringe trece doar aer, OK? Pentru că după laringe urmează trahea. Trahea ce este? Are dublă funcție, și respiratorie și fonatorie, pentru că la 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 laringele, OK, face și vocea. Um, trahea are o lungime de 10-12 cm și la nivelul vertebrei T4 se în parte în două bronhii principale. Ca plămânii, capacitatea lor maximă, ok, la care putem infla plămânii, este 5000 de mililitri, ok? Fiecare plămân este acoperit într-o pleură, ok, formată din două foițe, una parietală, la perete, ok, spre perete, și una viscerală, spre visceră, spre organ, Unitatea morfo și între cele două foițe este un lichid, ok? Ca să nu fie prea multă fricțiune, fricțiune uh, când inspirăm și expirăm. Unitatea morfofuncțională este acinul, ok? Și alve... Uh, să nu uităm de alveole, acolo se... Să facă, stai... ok? Acinul pulmonar, o bronchiolă respiratorie, un săculeț, ducte și micuțele alveole, ok? Care iau aerul, ok? Schimbul gazos, deci schimbul între dioxid de carbon și oxigen, este, se întâmplă prin difuziune. Este un proces pasiv, adică nu folosește energie. Mușchi în formă de cupolă e diafragma. În inspir, diafragma se contractă, ok? De asta se zice că inspirul e activ. Se contractă și coboară ca să lase loc plămânilor să se expansioneze, ok? Ca să facă loc. Și cu asta le se ridică, ok? În expir, diafragma se relaxează și urcă la loc, la locul ei. Ok, volumul curent este cât curent, cât înspir și expir eu normal, curent. 500 de mililitri, okay? nu 5.000 maxim, 500. Ok, apoi mai sunt volume și capacități. Nu o să le zic acum că nu ar fi, foarte, ar fi prea intens, mai ales înainte de examen. Uh, în afară de volumul curent, care are 500, toate celelalte volume sunt 1500. Ok? Expirator de rezervă, inspirator de rezervă și residual. Sunt 1500 toate. Și apoi capacități sunt mai grele. Nu, 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 Uite, dar capacitatea pulmonară totală, cât e? 5000, adică totalul cât poate să intre în plămâni, fix cum am mai zis. Ok, uitați, în jurul alveolelor ce găsim? Vase de sânge, ok? Adică membrana alveolo-capilară. Pentru că oxigenul ăla trebuie să treacă în sânge și dioxid de carbon înapoi. A, dioxidul de carbon se dicuzează mai rapid decât oxigenul. Ok, sistemul excretor, Traseul urine este, hai să vedem, pac, 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 calice, ok, toate astea, toate calicele strâng urina, deci aici se formează urina, corect? Ah, și toate calicele strâng urina în bazinet ok? Ba ca un bazin sau pelvis renal, care după coboară pe uretere, ok? De la uretere, de la fiecare rinic pornesc două uretere. Uretere, ajung la vezică și la vezică în exterior prin uretră, ok? Uretra. Nu uretere, ok? Uretra. Rinichii sunt localizați în cavitatea abdominală, posterioară, spre spate, Uh, da, un pacient cu pietre la rinic, oh, se ține de spate, ok? Nu de față. De o parte și de alta coloanei vertebrale în regiunea lombară. Ok. Unitatea de bază a rinicului este nefronul, ok? Nefronul, tubuleți. Tubuleți care formează urina, filtrează sângele milioane, milioane, milioane și uh, uh, filtrează sângele și formează urina. La fel ca la alveole, ok, că ziceam că acinul pulmonar cu alveolele, săculeții respiratori, respiratorii, ok, alveolele, sunt înconjurate de vase de sânge, la fel avem rețeaua capilar peritubulară care va strânge, uitați aici, o vedem, vase de sânge, va strânge acolo ce e de strâns. Ok, ce mai avem? Acest nefron, ne uităm la nefron, ok, are o arteriolă aferentă care intră, ok, și formează glomerulul. Deci glomerulul este format de arteriola aferentă, nu eferentă și apoi avem capsula Bauman și filtrează aici sângele, bla bla bla. De aici ce va ieși? Deci lichidul care iese din, care filtrează, nu știu ce, din capsula Bauman. Că mi-aduc aminte, mă, de la întrebări. Din capsula Bauman, cum se numește? Ce va ieși de aici? Urină primară sau ultrafiltrat glomerular. <coughs> deci să nu uităm. Din capsula Bauman iese urină primară sau ultrafiltrat glomerular. Ok? Așa se numește. Ok, după își continuă drumul pe tubulet să ajungă să devină urină finală. 99%, deci din urina asta primară sau ultrafiltratul glomerul, ea nu e gata. Până va ajunge ca urină să fie urină finală, 99% va fi reabsorbit, că ne zicem, hei, avem nevoie de tine, nu vrem să te pierdem. Ok, absorpția facultativă, adică opțională a apei, ok? Deci, noi putem absorbi apă în cantități diferite, ori mai alegem să o absorbim în corp, ori alegem să o pierdem prin urină. Asta este opțional. Opțional dat de fapt de cât de deshidratat sau cât de hidratat suntem, în funcție de asta, ok, absorbim apă. Dar cine este bosul la chestia asta? Este un hormon, hormonul antidiuretic, ADH sau vasopresină. Hormonul antidiuretic are rol în absorpția facultativă a apei. Dacă nu avem ADH, nu se reabsorbe, reabsorbe apa în corp și asta este grav. Urina, 95% apă, vezica, ok, are mușchi netezi, ok, pereții, detrusuri, ok, pereții sunt netezi. Noi nu putem controla cât de mult să se expansioneze vezica ca a primi mai multă urină sau mai puțin, că nu e că e goală. Nu putem face asta conștient. Deci mușchii netezi sunt mușchi pe care noi nu putem controla conștient. Și ca la orice, are un sfinter intern și un sfinter extern. Sfinterul intern se numește col, vezical, ca, ca la uter, col uterin, adică un hol, ok? Uitați, col. Și mai avem mai jos un sfinter extern. Sfinterul extern noi îl putem deschide și închide când mergem la baie, ok? Noi putem alege. Este sub control voluntar. Ok? Nu știu dacă o să despre asta, sper să nu. Majoritatea nefronilor sunt corticali și aglomerul situat în cortex, nu? Da, în corticală, Adică pe exterior. Pe partea spre exterior. Toate, ce mai zice aici? Toate segmentele, Uitați, asta a fost la anul trecut, cred. Toate segmentele nefronului pot reabsorbi apă, dar în proporții diferite. Ok. Se secretă și niște chestii, gen hidrogen, potasiu, adică ca și cum vrem să le dăm afară din corp și de-aia dăm dai, le secretă, să le dăm afară prin urină. Ok, uite, metabolism, rapid. Deci, vitamina B12, ne aducem aminte de la sistemul digestiv, că tocmai am zis, se poate absorbi doar cu ajutorul factorului intrinsec. Dacă e o problemă acolo și nu avem B12, dezvoltăm anemie. Acum, din lipide, proteine și glucide noi luăm energie. Din proteine și glucide, 4,1 calorii. În schimb, din lipide, 9,3, ok? 9,3, nu 4,1. E ușor să ținem minte că valoarea mai mare este la lipide, pentru că lipidele sunt mai grăsane, ne gândim așa, ok? Dacă avem glucoză extra, o să o stocăm în mușchi și ficat, prin formă de glicogen, adică vom geneza, vom crea glicogen. Cine secretă insulina? Pancreasul, ok? Pancreasul endocrin, ok? Nu funcția exocrină, endocrină, adică de hormoni a pancreasului și pancreasul și insulina scade glicemia, adică are un efect hipoglicemiant. Okay. sistemul reproducător. Gonadele sunt la femeie ovarul și la bărbat testicul. Gonade. Deci, gonadele sunt ovarul și testiculul. Ok? Amândouă sunt glande mixte și pereche, adică câte două. Adică, ce înseamnă mixt? Ai și o funcție endocrină, adică producție de hormoni și o funcție exocrină. Funcția endocrină de hormon. La ovar este estrogen și progesteron, la testicul este testosteron. Și o funcție exocrină, ovarul produce ovule și uh, testiculul produce spermii okay, sau spermatozoizi. Ovarul este situat în cavitatea pelviană și avem așa o zonă medulară în mijloc, M, medulară, mijloc, care conține vase de sânge, ok? M, medulară, mijloc și o zonă C, corticală, ok? Arată ca un C, care conține folicule ovarieni în diferite stadii de dezvoltare. Ok, după ovulație, deci după ce se da afară un ovul, ok, ne rămâne ovul, uh, ovar, ne rămâne foliculul, pardon, ca, gol, ok, care se transformă în corp galben, ok, și după în corp alb. Acest corp galben secretă progesteron. Progesteronul ne ajută să menținem uh, uh, mucoasa uterină, ok. Uterul este între vezica urinară și rect, ok, Stai să vedem, să vedem uterul, între vezica urinară și rect. Ce ne mai zice? Atenție, stratul funcțional al uterului este endometru, endo, ok? Endo, cel mai de la interior, endometru. În fiecare lună este eliminat, se pregătește pentru sarcină, dacă nu e o sarcină, este eliminat. Și după se reface din nou și tot așa. Organul genital extern la femeie este vulva, ok? Vulva. Labile mari, ok? Deci avem labii mari, mari și labii mici. Labile mari sunt acoperite de păr, tegument, glande, sebacee, ce ne mai zicea acolo. În vestibulul vaginal anterior se deschide uretra. -ți. Anterior se deschide uretra și posterior se deschide orificiul vaginal. Care sunt organele erectile ale femeii? găsim în vulvă. Clitoris și vestibul, bulbii vestibulari. Ok. Acum, hormonii. FSH este hormonul foliculostimulant, adică stimulează folicul, adică stimulează creșterea și maturării foliculului. LH este hormonul luteinizant, stimulează ovulația și formarea corpus, corpus luteum, adică corpus galben, luteinizant, corpus luteum, galben. Ok. Estrogenul face caracteristici sexuale secundare, gen nu știu, creșterea sânilor, în widening of the hips, înlățimea bazinului, la femei și la bla bla. progesteronul, ajută cu mucoasa uterină, cu acest endometru okay, care se pregătește să, pregăt să primească un copil. Ok? Testicul, 25 de grame, situat în bursa scrotală sau în scrot, fiecărui testicul este anexat un organ, deci nu este în testicul, este anexat pe spate, pe fața posterioară, se găsește un organ în formă de virgulă numit epididim, care stochează spermile. Ok? Apoi, ăsta este canalul deferent, ok? Deferent, departe, ok? Duce departe. Uh, spermatogeneza, unde se formează spermile? În testicul, ok? Și mai în detaliu, în tubii seminiferi contorți, ok? Apoi, avem și glande anexe, ok? Care sunt? Vezicula seminală, prostata, glande bulbouretrale. Ok? Fiecare dă câte un lichid ca să ajute spermile. Prostata este situată, deci aceasta este prostata, ok? Situată inferior de vezica urinară. Glandele bulbouretrale uretrale se deschid în uretră. Oh, să nu trebuie chiar așa detaliu. Astea sunt glandele uretrale, se deschid în uretră. Ok? Secreția ovariană și testiculară se face prin feedback negativ. Ok? Negativ. Spermatogeneza. Este făcută de FSH, deci FSH, dacă la femeie făcea foliculul, ok, adică ovulul, aici am face spermile, ok? Și LH, secreția de testosteron. Dacă am prea puțin testosteron, o să am organele genitale infantile. Iar dacă am prea mult testosteron, o să-mi apară pubertatea de vreme. Ok? La om, fecundația este internă, adică în interiorul corpului, ok? Adică întâlnirea spermiei cu uh, ovulul, ok? Uh, și se întâmplă în trompele uterine. Atenție, deci în trompele uterine. Stați. P -p -p, p -p 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 ok? În trompele uterine se va întâlni o spermie, o singură spermie cu un singur ovul. Ok. Ovul sau ovocitul. Ok? Și spermia. Au 23 de cromozome, adică sunt haploide, au doar half, au doar jumătate, ca să se poată să se combine, ok? ci ovulul fecundat, adică după ce s-au întâlnit, are 46, sau oricare altă celulă are 46 de cromozomi, dar ovocitul și spermia au doar jumate, ca să se combine, să au 23 de cromozomi. Ok, volemia, volumul de sânge este 8% din greutatea corporală. cel mai spectaculos lucru, cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în viața a fost să ajung la școala de asistenți. Mi-a schimbat viața forever. A fost cel mai mare cadou, cea mai, cea mai mare bucurie pe care am putut să o am și care mi-a dat un alt scop în viață, mi-a schimbat traiectoria vieții complet. Orice interacțiune cu pacientul este o reamintire a de ce am învățat așa mult și de ce am suportat atâtea chestii, gen dictare și vrei patru, stai jos și toate cele. Deci da, de aceea știu că este absolut oribil să înveți din Corint. I know nici alte manuale nu sunt mai bune, gen, nici când intri la școală de asistență sunt manuale chiar așa bune, dar totul, se totu merită. Dacă vă gândiți vreodată, știu că e târziu să zic chestiile astea, pentru că mai sunt gen, nu știu, 3 zile până la admitere, dar gen, dacă vreodată vă gândiți că simțiți că ați vrea să faceți asta, dar vă gândiți că, ba, nu știu, am o vârstă sau, ba, nu știu, nu știu ce, tot felul de chestii de astea, uh, un mic exercițiu pe care îl recomand este să mergeți la primul, cel mai apropiat spital de urgență și să stați 5 minute în camera de gardă, să stați 5 minute la primiri urgențe și o să vedeți că pacienții așteaptă pe hol noaptea întinși pe scaune, așteptând să-i vadă cineva sau atâția pacienți care nu înțeleg ce li se întâmplă sau poate au nevoie de cineva care să le zâmbească sau să le explice ceva sau, adică, ce vreau să zic este că este nevoie de asistenți. Cred că asistența este un un domeniu absolut fabulos, care nu este folosit la capacitate maximă și este nevoie de de oameni, nimic nimic nu se compară de fiecare dată când, când uh, sunt la un pacient acasă și stau pentru o secundă și sunt în șoc, wow, în acest moment atât de intim și de, de, de important din viața pacientului, eu sunt acolo, dar cine sunt? Eu sunt un elev Amărăgen, nu știu nimic, ce, ce privilegiu mare să poți să fii parte din experiența și din călătoria cu boala a pacienților. Ce vreau să zic este că curaj chiar este. Uh, puteți să faceți. puteți avea un impact foarte, foarte, foarte mare ca asistenți. Cel mai mare cadou pe care l-am primit eu a fost să merg la școala de asistenți. Și un cadou pe care mi l-am făcut eu mie, dar nu e meritul meu. Dar. Oh, uh, deci da. Cu toate acestea, fiind spuse, uh, baftă tuturor și sper să fie cât mai bine la admitere, am foarte mari emoții, sper să pice întrebări pe care le cunoaștem. Și da, baftă tuturor!